Polițiștii dâmbovițeni au efectuat 6 percheziții domiciliare pe baza localităților Târgoviște, Vulcana Pandele, Glodeni și Mătăsaru la persoane bănuite de comiterea infracțiunilor de furt calificat. În perioada mai-august, acestea ar fi sustras materiale feroase și neferoase din incinta unei societăți comerciale din Doicești, aflată în conservare. Suma la care se ridică prejudiciul este de 50.000 de lei. Ca urmare a acestor fapte, pe numele persoanelor depistate se vor aduce mandate de executare, iar după vor fi conduse la sediul poliției municipiului Târgoviște pentru audieri și dispunerea măsurilor legale ce se impun. La aceste activități participă și luptătorii ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și efective de jandarmi.